Sala polivalentă care va fi realizată în zona metro va avea două terenuri de sport, sala propriu-zisă și cea de antrenament, spațiu pentru recuperare medicală, spații pentru activități culturale și expoziționale, 6 piste de bowling, spații tehnice, grupuri sanitare și o parcare cu 715 locuri. Primarul Sucevei, Ion Lungu, își dorește ca lucrările să înceapă până la sfârșitul acestui an. Deci odată cam așa va arăta sala polivalentă din afară și aici sunt două seri, sala mare și sala mică. Sala mică practic de antrenament, sala mare pentru competiții. E corect să fie așa, mă rog, o să vă trimit suport electronic, e corect să fie așa compartimentată, modulată, pentru că atunci când se fac antrenamente nu e bine să folosești întreaga sală, mai ales dacă discutăm în actualele condiții, când discutăm de economii la energie și la utilități. Și aici alte două imagini. Asta e o imagine generală cu sala mare. Iar jos este o imagine cu sala mică de antrenament. Dar, așa cum am spus, o să trimit și online ca să înțelegi mai clar. Da, suntem la faza, așa cum am spus, de scoaterea avizurilor. Mai avem acest ultim aviz de luat de la mediu. Sper să putem trece de acest aviz, în așa fel încât să îndeplinim condițiile, să putem elibera autorizația de construire. Ne dorim ca până la sfârșitul anului să înceapă lucrările la sala polivalentă de la Suceava.